Bună seara, sumați, prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată ne din nou suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă ediție și de asemenea cu un nou subiect, un nou invitat. Fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem bun venit uh, invitatului nostru, un prieten deosebit, un om al lui Dumnezeu, venit uh, de la Ogrezen, așa că haideți să-i spunem, uh, repet tot, <laughs> repet că am zis aia, scuză, iartă-mă. O prezint în Bun. Bună seara, să prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă importantă de discutat și de asemenea cu un invitat deosebit. Așa că vreau să prezint dumneavoastră pe prietenul nostru, pastorul Zahria Emanuel Pugian, pastor la Biserica Creștină Baptistă din Ogrezen, Giorgio. Zaharia, bine venit! Vă mulțumesc frumos de invitație, bine v-am găsit! Am avut o ezitare pentru că eu zic și Emanuel și Zaharia au vrut să, să, fie foarte bine cunoscute, Ești un om al lui Dumnezeu, un om slujitor, un, să spunem, un bănățean venit pe măleagurile regatului. Dumnezeu te-a chemat în slujire în partea aceasta a țării și Slavă Domnului că ne cunoaștem de multă vreme, de când uh, erai student uh, la Institutul Teologic Baptist din București și de asemenea și din perioada practicii pe care ai făcut-o și la care am participat câteodată împreună. În seara aceasta, uh, Zahăria, te, te provoc la o discuție despre ceva puțin mai spre teologie, mai spre știința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu și anume vom vorbi despre biserică, despre eclesiologie. Este, o, poate să spun așa, o, o, materie mai mult studiată în institutele teologice, dar realitatea despre care vreau să vorbim în seara aceasta este că despre biserică, poate nu despre eclesiologie, dar despre biserică sunt tot felul de, să spunem, definiții, așteptări. Mulți oameni vin la biserică sau mulți oameni văd biserica în mod diferit. Unii o văd ca o ca un loc de părtășie. Unii văd ca o clădire, ca o copă, ca o, din punct de vedere, uh, Alții o văd ca un loc unde se poate obține o încurajare. Alții văd ca un loc unde se poate obține un ajutor material. Alții o văd, din păcate, ca o sursă de venit, ca o afacere. Mm. Uh, și în seara aceasta împreună cu tine, Ai vrea să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, că tocmai de aceea uh, ai o Biblie în fața ta, ai mai multe în spatele tău, Aș vrea să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce spune Biblia, nu ce spune Zaharia, nu ce spune Cătălin, ci ce spune Biblia despre biserică, despre scopul bisericii și mai ales despre ceea ce trebuie să facă biserica. Este foarte important să înțelegem. Altfel, uh, uh, nu putem să facem decât să asistăm la tot felul de, de greșeli de interpretare, ca să nu ne Așa că este, să spunem, de datoria noastră. Să împărtășim ceea ce Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură astfel încât fiecare dintre cei care ne urmăresc să înțeleagă adevărul. Și hai să începem cu începutul. Ce este biserica? Mi-a plăcut foarte mult uh, exprimarea uh, ta când ai spus că vrem să vedem ce spune Biblia despre biserică. Și cred că așa este corect, de vreme ce biserica este instituția creată de Dumnezeu, de însuși Domnul Iisus Hristos cred că e normal să vedem cum vede Dumnezeu biserica și cum a intenționat Dumnezeu biserica să fie, să fie biserica. Domnul Iisus Hristos încă din timpul vieții sale pe pământ a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră, adică pe mărturia pe care tu ai făcut-o despre Mesia, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și cred că o definiție foarte simplă a, a Bisericii, să spun așa, ar fi uh, următoarea: Biserica este lucrarea Domnului Isus, este capodopera Domnului Isus Hristos. Dar, dacă ne uităm în, în termeni teologici, Biserica poate fi definită privind din mai multe unghiuri. De exemplu, am putea să privim Biserica din perspectiva termenului folosit în Biblie, Eclesia, cuvântul uh, grecesc care înseamnă adunarea celor chemați afară. Un termen care se folosea în lumea seculară, un termen preluat de scriitorii creștini când, folosesc, când vorbesc despre adunarea Domnului și adaptat cumva la un nou context, la un nou înțeles. Biserica este adunarea celor chemați afară ca să vină la Dumnezeu chemați afară din păcat, chemați afară din uh, robia lui Satan, din dependențe, din uh, o viață trăită în uh, neascultare de Dumnezeu, chemați la Hristos, chemați la o persoană, chemați la Dumnezeu. Chemați într-un mod uh, suveran de Dumnezeu, chemați să formeze un nou trup. Spre deosebire de uh, folosirea termenului Eclesia în, uh, în mediul uh, secular, în, se, eclesia era o adunare atâta vreme cât erau adunați. Ori, Biserica este o eclesia, o adunare în permanență. Fie că sunt adunați creștini împreună, ucenicii Domnului, fie că sunt împrăștiați, ei rămân Eclesia Domnului, adunarea Domnului. Foarte important ceea ce ai spus și vreau să accentuăm uh, diferența aceasta de înțelegere a ceea ce înseamnă Biserica ca și trup, ca și uh, o formațiune de ființe vii până la urmă, mm -hmm. da? ființevii uh, uh, spiritual, da, și spiritualul, da, și de asemenea uh, să diferențiem foarte clar uh, zidurile, clădirea față de ceea ce reprezintă biserica, uh, adunarea celor scoși afară, adunarea celor care au, au decis să facă uh, ceva foarte important, anume să-l urmeze pe Domnul Hristos. Deci, practic, uh, uh, cred că cu această definiție suntem foarte, foarte clari. Nu avem cum să facem confuzia aceasta în continuare că între trupul viu care este biserica și clădirea, zidurile care de fapt reprezintă clădirea sau mm -hmm. uh, spațiul acela unde se întâlnește biserica. Și de ce? Pentru că uh, ne aduce aminte filmăm în, în perioada aceasta pandemie. Suntem încă în pandemie și cel puțin dacă ți-aduce aminte un trecut, peste tot a fost problema aceasta dacă cineva ar putea închide biserica. Oficial, Biserica al Domnului Hristos cred că nu poate închide nimeni. nimeni. Niciodată. Ai și spus, ai citat Absolut. din cuvântul Domnului Hristos care spune că nici măcar porțile, locu -i, porțile locuinței morților nu pot birui. Nici asta. Ajung până la porți, dar stop. Acolo este Domnul Hristos care însuși ia apărarea Bisericii. Dar, întotdeauna, clădirile sunt niște clădiri, ziduri, fie că autoritățile, fie că uneori chiar oamenii însuși, chiar creștinii însuși pot uh, uh, face ca o clădire să se demoleze, dar biserica rămâne, indiferent că se adună în pădure în catacombe, pe stadioane în case ea a rămas și va rămâne biserica De altfel, în Noul Testament când, vorbim, când se vorbește despre biserică niciodată biserica adunarea, eclesia nu are conotație de clădire niciodată din potrivă adunarea este formată din oameni cei chemați, cei mântuiți, organismul viu, cei care sunt aduși la viață împreună cu Hristos, toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos, care sunt mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus, alcătuiesc împreună biserică. Foarte frumos! Slavă Domnului pentru această definiție! Hai să mergem puțin mai departe, să vedem... Care se scopă existenței bisericii? De ce există biserica? Am înțeles, a venit Domnul Hristos. A petrecut o perioadă cu ucenicii, a fost rățânit, a înviat, i-a trimis pe oameni mai departe, pe cei 12 uh, apostoli, Biserica a luat naștere la rusalii, așa se spune, că atunci, odată cu povărărea Domnului, este anul de naștere al Bisericii și, totuși, există ceva. De ce? De ce? Biserica ta există dincolo de granițele. De, de, de spațiul acesta eu dau eu, da, mm -hmm. să spunem, palestinian în zona aceea. Atunci când vorbim despre scop, în literatura de specialitate, mulți privesc la un scop, dar nu la cel final. Și, de exemplu, unii care sunt mai orientați pe partea de misiune, de evangelizare, vor spune scopul bisericii este evangelizare. E adevărat că e un scop al Bisericii, dar nu cred că este scopul final. Scop. Nu este scopul general, final, de urmărit de către Biserică. Alții vor spune, nu, Biserica e chemată să se închine, scopul nostru e închinarea. Și acest este un, un, un aspect, dar nu e totul. Cercetând scopul Bisericii și uitându-mă, de fapt, în în Sfânta Scriptură să urmăresc de ce face Dumnezeu lucrurile, am observat că în toate aspectele Dumnezeu își caută slavă, Dumnezeu își caută gloria. Dacă ne uităm în creație, Dumnezeu când a creat lumea, Dumnezeu a dorit să își descopere slava Lui. Dacă ne uităm în alegerea poporului Israel și în formarea poporului Israel, în răscumpărarea Lui din Egipt, Dumnezeu chiar spune lui Moise când Faraon urma să se nece în mare și evreii să treacă de Marea Roșie, îmi voi arăta slava, veți vedea slava mea. Dacă ne uităm în biserică, în, crea în, în în formarea bisericii, cred și am văzut pe baza Sfintei Scripturii că scopul final al bisericii, de fapt, este gloria lui Dumnezeu. Cumva, dacă ne gândim la argumentul acela al cauzei necauzate, dacă ne uităm la origini, trebuie să existe o cauză a fiecărui lucru. Și dacă ne tot ducem înapoi în timpul, în, pe firul istoriei, găsim o cauză necauzată care e Dumnezeu. E, în același fel, dacă ar fi să privim înainte, găsim un scop final de la care mai departe nu mai găsim nimic. Și scopul final nu e centrat în oameni, Dumnezeu nu ne-a mântuit pentru că ne iubește, doar pentru că asta ar însemna că Dumnezeu și-a centrat toată lucrarea lui în noi, ci scopul final este gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit pentru slava sa. Și astăzi biserica are rolul acesta și are scopul final, cel mai important, din care decurg toate celelalte despre care vorbeam, biserica are rolul de a reprezenta, de a duce slava lui Dumnezeu până la marginea pământului. Foarte interesant. Fac o analogie cu corabia lui Noe. Da? Ai spus că până la urmă nu e misiunea. Gândește că oamenii aceia au fost chemați să meargă pe corabie, au fost chemați toți. Au fost doar noi și familia Lui. Nu doar pentru că colavia trebuia să fie plină, da? Ci pentru că Dumnezeu, prin salvarea lor, de fapt, căuta gloria Lui. Și într-adevăr, Dumnezeu și-a gloria. Dumnezeu în gloria Lui. Este, sunt chestii pe care mintea omenească nu le poate înțelege. Pentru că nu înțelege de ce ar face cineva chestia asta. Uh -huh. Sunt lucruri pe care acum le știm în parte și le vom cunoaște atunci când vom fi împreună cu Dumnezeu. Dar asta e realitatea. Pentru că Dumnezeu, în, să spunem așa, în economia aceasta a Universului, componenta aceasta pe care noi nu le înțelegem, nu le, nu le, nu le vedem, mântuirea noastră este alegerea lui și are, e o componentă a tot acelui puzzle imens care înseamnă gloria, să spunem, universală a lui Dumnezeu, pe care numai el o știe și eu și vom ști și noi atunci când, într-adevăr, vom cunoaște. Sunt, sunt tensiuni aici cu privire la gloria lui Dumnezeu pentru că s-au ridicat obiecții, de exemplu, dacă Dumnezeu e glorios, de ce mai creează lumea? Nu e suficient Dumnezeu în sine însuși? Și unul dintre teologi dădea un răspuns și spunea niciodată o fântână nu revarsă apă în afară din prea puțină apă, ci din prea multă. De deci ce a creat Dumnezeu lumea? Dintr-o revărsare a gloriei sale, ca să împărtășească, din valoarea sa și din frumusețea sa și oamenilor, ca oamenii, creația să-L cunoască pe Dumnezeu. Alții vor spune, dar nu e Dumnezeu egoist? De ce își caută gloria? Asta am auzit foarte des. Că El ne spune să nu fim egoiști. El e egoist și răspunsul ar fi, dacă Dumnezeu n-ar face pentru gloria Lui, atunci pentru cine să facă? Nu e Dumnezeu ființa supremă, singura care merită gloria? Noi primim, nouă ni se atribuie o valoare, dar Dumnezeu este singurul care are o glorie inerentă, care nici nu scade, nici nu crește. Dumnezeu în sine însuși este glorios. O altă tensiune ar fi: de ce gloria lui Dumnezeu și existența suferinței? Unde e gloria lui Dumnezeu când suferă oamenii, când creația suspină și suferă? Și aici putem avea un răspuns, și sunt pasaje unde Dumnezeu își arată gloria și prin suferința oamenilor un caz în care Domnul Iisus îi spune lui Petru uh, despre modul în care va muri uh, și Ioan continuă cu o explicație teologică a zis astfel arătând cu ce moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu uh, și Domnul Iisus Hristos prin cruce de fapt arată cumva apogeul gloriei lui Dumnezeu, acolo unde dreptatea și dragostea lui Dumnezeu se întâlnesc în Hristos dragostea lui pentru noi îl sacrifică dreptatea lui Dumnezeu îl, îl, sacrific, îl pedepsește pe Domnul Iisus și dragostea Lui ne răscumpără. Sunt și alte tensiuni uh, care pot apărea. Un, un, un lucru e clar în Sfânta Scriptură Dumnezeu își caută glorie. Și biserica e uh, cumva instrumentul principal. Dumnezeu s-a folosit de mai multe instrumente în istorie. Uh, de Adam și Eva care au eșuat. Uh, s-a folosit de poporul Israel care a, a, a eșuat lamentabil. S-a folosit în cele din urmă și acum, credem că e perioada în care Dumnezeu folosește biserica, adunarea, care este un instrument principal prin glorificarea lui Dumnezeu. La vă Domnului! La vă Domnului, pentru că uh, putem discuta foarte clar despre aspectele acestea și cu ajutorul Cuvântului Dumnezeu putem avea cât înțelegere uh, clară asupra. Scopului Bisericii pe, pe Pământul acesta. Acum, o altă confuzie pe care o văd destul de des, de, și, și tu cu siguranță ai observat-o. Confuzia aceasta dintre Biserica Locală și de Biserica Universală, de Biserica Trupului Hristos. în speță în, atunci când vorbim despre ce are de făcut Biserica. Da? Mm -hmm. Uh, sunt multe lucruri care se adresează bisericii uh, universale, da? bisericii uh, mireasa lui Hristos, dar totuși, la nivelul, la firul ierbii, sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi în biserica locală. Dumnezeu, suntem partea acestui trup al lui Hristos, dar până la urmă, Dumnezeu ne-a așezat într-o biserică locală. Eu sunt într-o biserică locală. Mm -hmm. Tu, de asemenea, păsărești o biserică locală. Și Dumnezeu ne-a așezat acolo. E, așa, în... Spunem, în economia aceasta lui Dumnezeu, după modul în care el vede lucrurile, care sunt lucrurile pe care, într-adevăr, biserica e menită să le facă? Că tot ai amintit de ideea de universal și local, e clar în Sfânta Scriptură că biserica e una, e mireasa lui Hristos sau numit Templul Duhului Sfânt sau Poporul lui Dumnezeu sau Trupul lui Hristos. Din nou, aceste metafore descriu biserica. Biserica în Sfânta Scriptură e prezentată și la singular, de regulă legată și de autorul sau proprietarul ei, Biserica lui Dumnezeu, Biserica mea, spunea Domnul Isus Hristos, dar se vorbește și despre bisericile lui Dumnezeu, bisericile din zona Ierusalimului sau bisericile din Asia Mică. Da, sunt cele, da. cele, șapte, scrisole, biserici. cele șapte biserici din exact. Apocalipsa. Sunt aspecte locale. Ea e una, toți, în biserica universală, ar spune că sunt toți și născuți din nou care l-au primit pe Domnul Isus, iar bisericile locale sunt, bisericile locale sunt încadrate în, în, în spațiu geografic, sunt adunări locale. De dorit ar fi ca și bisericile locale să fie alcătuite din uh, ucenici, din credincioși născuți din nou, dar aici, în bisericile locale, din, din, ne, din nefericire, există și uh, suflete ne, neconvertite. O altă întrebare: cum e Dumnezeu la lucru în biserica lui? Uh, cum își ia Dumnezeu slava, de fapt, din, dintr-o biserică imperfectă? Uh, Dumnezeu e la lucru prin biserica lui locală și uh, referitor la menirea bisericii uh, sau funcțiile bisericii, așa cum mai numesc unii în, în literatura de specialitate, uh, am putea să ne gândim la câteva aspecte. Unii uh, le defalchează mai mult, spun că ar fi cinci funcții, șase, depinde de, depinde de uh, teologi. Uh, eu am încercat cumva în cercetarea mea să compactez aceste uh, funcții uh, și să uh, le rezum la cele patru, la următoarele patru. Mai întâi e această menire a bisericii pe dimensiunea verticală între adunare și Dumnezeu și aici biserica are rolul de închinare, aceasta este funcția, prin închinare și astea sunt baze biblice în Sfânta Scriptură că adunarea e chemată să se închine, prin închinare biserica îi atribuie gloria lui Dumnezeu. Gloria aceea inerentă, manifestată, Biserica îi atribuie gloria cumva, o recunoaștere a gloriei lui Dumnezeu. Prin închinare, noi nu-i adăugăm lui Dumnezeu la glorie, dar recunoaștem gloria lui pentru noi, pe care o are el. Aici, la închinare, aș vorbi despre mai multe aspecte legate de raportarea noastră directă la Dumnezeu. Biserica se închină prin rugăciune. Poate cel mai proeminent mod de a se închina Biserica este prin rugăciune. Biserica se închină prin cântare, biserica se închină prin post, biserica se închină prin meditație, cumva aceste discipline spirituale legate direct de Dumnezeu. O altă funcție a bisericii este legată de latura aceasta orizontală, nu doar cu Dumnezeu avem de-a face, pentru că ne vom închina și în cer lui și încă într-un mod desăvârșit, dar avem și o latură orizontală și anume ucenicizarea. Cum? ne raportăm la cei care sunt credincioși. Și aici Domnul Iisus Hristos a dat un mandat final înainte de a se înălța duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Nu doar convertiți, nu doar predicați și lăsați după ce se întorc la Domnul, lăsați în voia sorții, ci mergeți și faceți ucenici. Țintit! Rolul bisericii este să se ocupe de ucenicizarea celor proaspăt convertiți ca să-i ducă la asemănarea cu chipul lui Hristos. Și aici, bineînțeles, ucenicizarea are mai multe aspecte specifice, ucenicizare prin învățătura cuvântului, ucenicizare prin simbolurile pe care noi le avem ca și credincioși, ritul acesta inițial de botez și apoi cina Domnului, această ucenicizare are o altă componentă, unii o defalchează aici, eu aș spune că ține de, de funcția uceniciei și anume părtășia bisericii, unde Noul Testament apare de zeci de ori expresia unii altora, unii pe alții. E greu de crezut că doar unul poate să facă, doar un păstor sau doar un comitet ar putea face asta. Expresia aceasta unii altora arată importanța aceasta de a conlucra, de a colabora toți credincioșii și împreună de a ne asemăna cu Domnul Isus Hristos aici un alt aspect important specific la ucenicizare este lucrarea pastorală investirea în noi lideri formarea de lideri, lucrarea pastorală și toate acestea să ajute credincioșii să fie asemenea Domnului Isus. o a treia funcție ar fi din nou legată de lumea ori, orizontală, dar raportarea la cei pierduți și anume evangelizarea. Domnul Iisus Hristos ne-a trimis să facem ucenici, știa de atunci că există două căi, una largă, una îngustă, că mulți merg pe calea largă și puțin pe cea îngustă, și a știut că Evanghelia nu slujește doar ca mântuire, ci slujește și ca mărturie. Și atunci suntem trimiși ca și adunarea Domnului să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Chiar dacă se vor întoarce la Dumnezeu oamenii, chiar dacă nu se vor întoarce, noi mărturisim cuvântul și evanghelizarea e de fapt confruntarea omului cu omului păcătos cu mesajul Evangheliei cu mesajul judecății lui Dumnezeu a păcătoșenii noastre cu mesajul crucii că Isus e singura soluție pentru noi aici ar fi aspecte specifice legate de mesajul verbal pe care îl ducem evanghelizare, misiune ceea ce e mai mult decât evangelizare și a vorbi plantare de biserici și tot ceea ce înseamnă misiunea. Și o altă dimensiune, o altă funcție ar fi tot legată de latura orizontală, dar de data aceasta ne ducem în domeniu mai mult decât spiritual, mergem și pe latura fizică, ajutorare. Arătarea iubirii lui Dumnezeu într-un mod tangibil, ocupându-ne de mintea oamenilor, omul e o ființă holistă ca, ca întreg, ca holist, minte, trup și duh, latura spirituală. Așa este foarte important aspectul acesta, să spunem, social, până la urmă ajutorarea socială, chiar educație. Hai să spunem că, istoric vorbind, dacă ne uităm în, în ceea ce s-a întâmplat de-a lungul bisericii, de-a lungul istoriei bisericii, de-a istoria creștinului, primele spitale, prin orfelinate, mm -hmm. au apărut chiar în sânul bisericilor primele școli au apărut pe lângă biserici, pe lângă mănăstiri. Primele scrieri au fost scrierile bisericii, Biblia, da? Vreau să spun că biserica întotdeauna a fost pe lângă cele două, clar, direcții pe verticală și pe orizontală, în special pe verticală, s-a ocupat și de hrana aceasta, care nu întotdeauna este, să spunem, foarte vizibilă, Dumnezeu spune să nu te dai mare, să nu ieși în evidență, să nu te afișezi peste tot cu ce face cu acțiunile acestea. De multe ori, de asta și biserica este, să spunem, pusă la zid pentru faptul că e acuzată de unii că pur și simplu nu investește în activitățile acestea. Din potrivă, sunt un susținător și știu că inclusiv bisericile tradiționale investesc foarte mult în activitățile acestea și nu numai în perioada de criză cum suntem acum, dar și înainte, biserica are grijă de, de oamenii săi și nu numai. Pentru că la ajutorare, la baza acestei funcții de ajutorare, stă, stă la, la inima ei stă mandatul suprem, eu îi spun mandatul, îi spun mandatul suprem, nu mandatul final, final e ucenicizarea, mandatul suprem este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău pe tine, Dacă iubești pe cineva, nu poți să-l vezi în nevoie și să nu-l ajuți. E adevărat că nu putem ajuta pe toți tot timpul, dar biserica poate ajuta pe unii câteodată. Și da. asta o face. Și, la și o, face, da. o face. Și ceea ce acum dăm voie să-mi spun și eu of o din mm -hmm. practica pe care o văd acum în ultimele, în ultimele să spunem așa luni și chiar hai să spunem în ultimul an mai degrabă o activitate crescută a, bisericii, a bisericilor, cel puțin din România, pe partea aceasta socială și mai puțin pe zona aceasta educație, a educației. Oamenilor e mai ușor să dea o pungă cu ceva, cu mâncare, cu uh, ceva alimente neperisabile, știi, cu o haină, cu un mărcânt, decât să îi împărtășească cu mântul lui Dumnezeu. Da, și asta, într-un fel, și pentru că uh, noi trăim cu mâncare și înțelegem nevoia, dar s-ar putea ca în celelalte funcții, cum ar fi ucenicizarea, evangelizarea, să nu fim instruiți să o facem. Și atunci e natural omului să dea ceva, să facă un bine, dar e greu când îi spui de evangelizare, du-te, mărturisește cuvântul Bine, dar cum mă trimiți singur? Cum să fac asta? Și atunci ține foarte mult de noi, și asta e un, acesta este un rol al uceniciei să instruim oameni, nu doar să le spunem faceți cu tare sau faceți cu tare, ci haideți să învățăm să facem cu tare. Și Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici, când i-au ucenicizat, au fost cu El, le-a arătat, El a hrănit mulțimile, El a vindecat oamenii și asta era o binefacere, o slujire și ucenicii învățând de la Domnul Iisus au făcut mai departe. Cred că dacă suferă bisericile astăzi de lipsă de ucenicie, evangelizare, e pentru că nu le instruim suficient. Este o, nevoie, este o nevoie mare de oameni care să facă lucrul acesta. Da. Dacă ar fi un pas, să spunem, pe care trebuie să-l urmăm cât se poate de repede, este să demarăm aceste, să spunem, lucrări de ucenicizare în adunările noastre. Nu contează. Doi sau trei, dacă sunt bine. E o nevoie de unul, responsabil, cu inimă. Și el va, va contagia și pe alții. A... Da. Așa este. Așa a făcut și Domnul Hristos, de fapt, cu ucenici, a fost. De-aia le și zice ucenici. Așa le zicem noi. Da? Apostolii au fost, pur și niște oameni care au fost în stare. Și, și Pavel așa îndeamnă, în stare să ducă mai departe. Asta da. înseamnă că trebuie să investești. Eu știu că investiția în un om este cea mai mare investiție pe care o poate un alt om să o facă. Necesită efort, de jerfă dureri de cap uneori pentru că oamenii știi cum suntem noi așa suntem, învățăm câteodată mai greu, Dumnezeu câteodată trebuie să ne ghideze, să ne țină pe calea dată, dar trebuie să o facem Aș mai spune aici ceva pentru că am văzut pericolul acesta spunea unul din scritorii creștini că de regulă biserica seamănă cu liderul ei și dacă liderul e pasionat de închinare de muzică, biserica va fi ca o, ca o sală de concerte unde muzică, și muzică, și muzică. Dacă liderul e, e foarte axat pe învățătură, un bun uh, predicator, un bun orator, biserica va arăta ca o sală de clasă. Studii peste studii și oamenii, bun, da, nu mai practicăm nimic, doar învățăm, doar crește uh, mintea noastră. Dacă uh, păstorul este un bun evanghelist, toată ziua, evangelizare, evangelizare. Ceilalți din biserică parcă sunt neglijați, că trebuie să aducem oameni noi. Dacă liderul este un om care iubește oameni și se implică în latura socială, biserica seamănă cu un spital. Realitatea este că de sus se dă direcția, dar ca și slujitori și ca biserici ar trebui să căutăm un echilibru între aceste funcții. Nu să facem doar pe una și să le neglijăm pe celelalte trei, nu să facem două din București, de exemplu, să, zic, să spună două biserici, noi ne ocupăm de închinare, nu evangelizăm pe nimeni, noi numai ne închinăm că evanghelizați voi cei din celălalt, din celălalt cartier. Nu! Fiecare biserică trebuie să caute un echilibru sănătos. Echilibru nu înseamnă 25%, 25%, 25%, 25%, ci trebuie să ne, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu să înțelegem vremurile, viziunea de la Dumnezeu. Poate într-o vreme ne axăm mai mult pe ucenicizare, poate alteori pe evangelizare, poate uneori pe închinare. Important este să fim conștienți că ele trebuie să se facă toate, pentru că sunt mandate ele nu pot fi negociate. Aceste funcții sunt transgeneraționale, sunt transculturale. În orice țară, orice biserică care există ea trebuie să facă ucenici, să se închină, să evangelizeze și să ajute. Nu există scăpare. Așa De este. Așa este. Mama domnule, că avem încă posibilitatea, avem încă, există har și putem face lucrul acesta. Așa, din curiozitate Zaharia, vreau să te întreb. Există un termen în Sfânta Scriptură, și de război, oamenii care, la un moment dat, fac niște alegeri greșite, deși l-au cunoscut pe Domnul Hristos. Lucrarea aceasta de aducere, de căutare a celor, așa zis, surprinși de război, oamenilor care uh, s-au depărtat sau uh, fii risipitori nu știu, în ce categorie, la ce lucrare a bisericii se poate Bineînțeles, e o lucrare pastorală a pastorului, dar cred că nu numai a pastorului. Sau aruncăm toate responsabilitățile pe păstori sau restul lumii și nu, ceilalți nu mai fac nimic? Da, există o așteptare uh, mesianică din partea bisericii cu privire la păstor. Asta e o greșeală pe Așa. care Așa. o să... E o greșeală. Pe de altă parte am văzut și uh, situații în care uh, păstorii sunt foarte degajați și oh, nu e treaba mea. Uh, oile trebuie să vină înapoi, că fiul risipitor s-a întors el, dar în altă pildă păstorul se duce și caut oile. Cred că uh, n-ar trebui să aruncăm responsabilitatea pe altul. Păstorul să facă, ba nu să o facă părinții, ba să facă nu știu cine, ci ar trebui să, formă, să nu fim uh, în, într-o luptă, ci să fim o echipă. Și cred că dacă păstorul s-ar uni cu biserica și biserica s-ar uni cu păstorul, ar înțelege că e, e o necesitate comună, o dorință comună, și împreună să caute o strategie să facă asta. Bun, acum să fac o mărturisire, am mai făcut eu aici, deci nu e prima dată mm -hmm. când o spun și de la învoln am spus-o de multe ori. Uh, Pentru mine, uh, o lungă perioadă de timp, slujirea însemna doar păstorul și probabil dirijorul de cor. În rest, am zis că, fiecare care am venit, am plătit, ca să zic așa, mi-am făcut datoria financiară față de biserică, restul să muncească păstorul. Acum spun că e greșit, dar vreau să spun că, uite, că există și asemenea concepții. Da, e așteptarea asta, păstorul uh, va face cât va putea, cât va fi tânăr, cât va uh, mușca mumiala, cât va uh, avea energie, va face asta. Uh, biserica își va aplauda supereroul pentru o vreme, după care vor vedea că păstorul e om, păstorul are provocări și nu va putea și Cui îi pasă cu adevărat se va implica și va ajuta. De fapt, rolul unui păstor nu este să facă de toate, ci să instruiască biserica să facă de toate. Rolul păstorului să fie un, un fel de om um, care dă hrană turmei, dar și dă o direcție și îi învață pe oameni cum să facă. E cazul lui Ietro și al lui Moise. Când Moise încerca din răsputeri de dimineață până seara să facă lucrare cu inimă bună, cu dorință bună. Poporul mergea la el că îl respecta, la, îl aprecia. Și Ietro îi spune, ce faci acolo? Păi eu fac așa de dimineață până seara. Moise, tu te istovești. Și pe tine și poporul. Uite, mai bine alege căpetenii peste o mie, peste 100, peste zece. 10. Și ei să ia cauzele mai puțin importante și tu să le iei pe cele mai importante. Și dacă Domnul îți va spune să faci asta, fă. Și îmi place foarte mult cum continuă acolo Ietro și spune lui, lui Moise, da, trebuie să ai confirmarea lui Dumnezeu, dar spune la un moment dat, tu fii câlmaciu poporului înaintea lui Dumnezeu. Sau, cu altă traducere, spune, tu, tu stai înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Moise, dacă tu toată ziua ești între oameni, tu toată ziua trebuie să asculti toate plângere să te ocupi de toate, tu când, mai te, tu când te mai rogi? Exact. Tu când te mai conectezi cu Dumnezeu? De unde stragi puterea? De unde stragi toată uh, seva să, să muncești? Tu dai din tine, dar dacă nu te încarci, te vei epuiza, vei nimici lucrarea. Și Moise se înțelege asta și cred că acest este un principiu sănătos și pentru noi. Și ca, pentru noi, pentru că pentru. Postul, biserici, pentru și exact. tot, da. și văd, văd esențial, și chiar vorbeam și eu într-un într cerc apropiat uh, cu ceva frați, spunându-le, un om se poate ocupa bine de 10 oameni. Domnul Isus s-a ocupat de 12. Ca să te ocupi eficient, ai nevoie să te ocupi de 10 oameni. Ar fi interesant dacă bisericile ar avea atât slujitori, s-ar investi în atât slujitori, încât știm că fiecare se ocupă de 10 oameni, din lideri. Și atunci pe aceea poți să-i sun zilnic, poți să-i caut săptămânal și nu aștept să treacă păstorul în vizită o dată pe lună, pe an. Da, da. Sau la unii unde bisericile mai mari, poate să nici să nu-i viziteze. Sau o dată la 2-3 ani. Cred că sarcinile, dacă se împart și alegem o, o formă sănătoasă a, acestui, a slujirii, cred că biserica poate să, poate să meargă mult mai departe. Bun, zavă dom domnule, mulțumesc mult, Zaharia. Acum, hai să spunem așa, întrebarea critică, întrebarea de bază. Cum trebuie să-și împlinească biserica ce am discutat până acum? Da. În teologie, deși nu tuturor le place ideea aceasta, există ideea de funcții și forme. Funcțiile sunt, cum spuneam, neschimbabile, imobile, lăsate de Dumnezeu până la venirea Domnului. Formele țin de modul în care aplicăm. Formele nu sunt neutre, ele fie ajută funcția, fie o inhibă. Formele sunt date să slujească funcția, noi nu inventăm forme ca să slujim formele, ci noi trebuie să slujim funcția. Formele cumva ne ajută să punem în contextul nostru și să fim releva, relevanți, conform cu revelația, în ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Cred că Sfânta Scriptură nu prezintă niște forme impuse. Nu prezintă niciodată forme impuse. De exemplu, Biblia spune rugați-vă nencetate. Sau rugați-vă. Sau mai vorbește descriptiv, când stați în picioare și vă rugați sau cu tare, doi oameni s-au dus la templu să se roage. Biblia nu ne prescrie toate pozițiile în care trebuie să ne rugăm. Trebuie să vă rugați numai așa sau numai așa. Există rugăciune. Asta e funcția. Noi trebuie să ne rugăm. Forma o alegem în funcție de stare inimii. Poate uneori stăm în picioare și ridicăm mâinile și lăudăm pe Dumnezeu. Poate alteori suntem atât de copleșiți că stăm la pământ. Ne vărsăm inima înaintea Domnului și de-abia ne mișcăm buzele. Nu înseamnă că Ana s-a rugat mai puțin decât Eli. Eli n înțeles asta. Forma asta nu e bună. Trebuie să ai o formă ca la templu. Da, uh, Unii sunt prinși uh, în tradiția aceasta a formelor și avem formele noastre, vrem sau nu, să recunoaștem ca baptiști, avem și noi formele noastre, nu muta în învonul, uh, nu muta banca asta. Uh, Trebuie să începem numai așa? E o tradiție să începem... și la noi, Absolut, trebuie să recunoaștem. Da. Nu e sfântă, da. dar tot e o tradiție. Da. A fost cândva bună, dar uh, orice lucru pe care îl tot repeți și, nu nu, și se pierde din vedere esența, ajunge un formalism. Și formalismul religios uh, nu, nu e viață. În el nu e viață. Dar unii sunt foarte tradiționaliști, foarte formaliști, alții s-ar putea să fie foarte spontani și nu domne, nicio formă. Că... Noi, noi ne închinăm uh, fără forme și că forma e, nu e de la Duhul Sfânt. Dar până și a, a adopta forma de a nu avea nicio formă, e o formă. Și nu se poate, de fapt, să împlinești o funcție fără formă. Nu poți să faci evangelizare fără să adopți o formă. Da? Deci există forme. Vrem sau nu? Oamenii aceștia super spiritual nu le văd, dar ele sunt. Uh, trebuie să înțelegem din nou că funcția trebuie să fie slujită de formă Forma ne ajută să fim cât mai clari, să fim înțeleși. Forma nu ne face să sacrificăm funcția. Ci dacă avem de sacrificat, sacrificăm forma, dar nu funcția. S-ar dau un exemplu cu evangelizările. Se obișnuia înainte, știi, probabil, să existe evangelizări tip eveniment. Și Tatioane. invităm invităm oameni la biserică și noi dăm invitații și am făcut și în Giulești când eram în practică și au venit niște prieteni ai voștri și mai câțiva, dar n-au venit de pe, de pe stradă oameni. Da, și am văzut biserici care continuă în forma asta. Facem evanghelizare. Câți prieteni vin? Doi. Păi nu te supăra, doi oameni pot să evanghelizezi la colț de stradă mâine. Să-ți inviți niște prieteni acasă și să-i evanghelizezi. De ce să facem niște? Să căutăm niște forme care nu mai sunt relevante. Oamenii nu mai răspund. Da, sunt contexte unde vin prieteni la biserică de la evanghizare, dar sunt forme pe care prieteni la care prietenii nu mai răspund. Einstein spunea că greșeala oamenilor de atunci și cred că e aceeași și acum în zilele noastre este să faci aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite. Nu există. Sunt forme, da. Trebuie să fim atenți, să fim creativi. Cu ajutorul Duhului Sfânt, nu să inventăm de dragul de a inventa, dar să fim creativi. Și pandemia asta cred că ne-a învățat foarte mult să renunțăm la toate lucruri. Eu văd la noi la biserică a fost, o, într-o vreme, să pornim aerul condiționat, nu că e rece, să nu-l pornim, ba e cald. Și când am ieșit afară, le-am zis fraților, mai comentați. Oprițoarele, ce mai putem să facem? Că e zgomot, copiii, că zic, cântă păsările. Cine să mai poate împotrivi? Să auzeau mai tare păsările unor decât rugăciunea din uh, capătul curții. Dumnezeu ne-a învățat și ne învață prin diferite împrejurări că trebuie să recurgem la forme diferite. Evreii, probabil creștinii, au așteptat să vină neamurile la Ierusalim să evangelizeze. Dumnezeu le-a dat o altă formă, prigoana și mergeau din sat în sat. Dar trebuie să fim creativi, înțelepți, să alegem formele după niște criterii, nu orice forme sunt bune. Dar trebuie să alegem forme care să ne facă relevanți și totuși să nu stricăm revelația. Deci cumva să, să stăm între, între aceste două uh, lucruri importante, revelația lui Dumnezeu și relevanța în fața oamenilor. Dacă suntem doar în revelație, dar nu suntem, nu dăm un sunet clar, oamenii nu înțeleg. Dacă vrem să fim relevanți, dar nu mai stăm în revelație, vom, vom strica Evanghelia, vom strica mesajul, vom deveni niște liberali, și, da, oamenii vor înțelege ceva, dar mesajul va fi compromis și nu va fi o mântuire reală și o slujire autentică. Cam astea ar fi câteva uh, principii. Biblia dă niște forme, dar nu le, uh, nu le prescrie nu în mod impre. obligatoriu. Și atunci, de-aia, când te duci într-o biserică nigeriană, îi vezi că se închină într-un fel. Am avut harul acesta să merg într-o biserică nigeriană, extraordinar, diferit. Dacă îi aduceai aici pe nigerian la o biserică de țară. Anatema. Uh, sau vezi africanii uh, africani care vin într-o biserică de-a noastră și mi-a spus frate meu că a fost la o biserică în Australia și au venit niște africani cu, uh, da, cu manifestări, experiențe cu... lor și a întrebat uh, slujba începuse, niște cântări acolo în față, grupa de închinare și îl întreabă pe frate când începe adunarea. <laughs> păi a început de câteva minute. Da. Deci, uh, sunt culturi diferite, se practică diferit. Trebuie să alegem formele potrivite. Eu aș merge pe ideea de a încerca formele sub călăuzirea Duhului, dar să căutăm formele potrivite. Mai avem ne darul acesta de a importa, să spunem așa, lucruri care le vedem la alții, dar care mm -hmm. totodată nu se potrivesc culturii sau, să spunem, ADN-ului local. Da? Mm -hmm. Acum, inclusiv în România, tu vii din Banat, ai văzut cum e. Uneori chiar și dintr-o zonă în alta, în de se, e un alt suflu în, în zona aceasta de sud, în Dobrogea ai fost și acolo ai văzut cum e, e diferit. Uh, unii sunt mai îndrăzneți în închinare, alții sunt mai reticenți, alții se roagă mai tare, alții mai încet. Ideea este că împreună să formăm acel tot și să fie ca o jertfă de bun miros, iar folosesc o din din, 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 scripturi, înaintea Dumnezeu să ne iubim atât de mult în care să acceptăm și formele. Pentru că noi oameni suntem diferiți. Ceea ce mie mi se pare important sau frumos, nu ar putea că altuia să nu-i placă. Mm -hmm. Ceea ce trebuie să rămână de necredit este cuvântul Scripturii. Exact. Funcțiile care sunt imobile. Aici cred că se înțelege, uh, se înțelege foarte uh, uh, greu situația aceasta. Oamenii sunt chiar legați de forme. Deci am avut o situație în care la un moment dat nu mai mergeam la învon și tot să se ridice în picioare, la începutul slujbei și de acolo să conduc, și stăteam în bancă. Și după câteva luni un frate din biserică, unul din bătrânii bisericii îmi spune ar trebui să te orientezi pe niște servicii divine. Păi, <laughs> sunt firești, sunt drăcești, de ce nu-ți bune serviciile astea? Da, mentalitatea era că serviciul divin e când te duci, te ridici la amvon și tot se ridică și ar trebui să nu ne judecăm. Formele diferite nu trebuie să ne separe, ci trebuie să ne ajute să înțelegem că ajungem la mai mulți oameni cu ele. Da, s-ar putea ca unele uh, muzici, unele melodii, foarte, uh, să spun așa, imnuri tradiționale, să nu prindă atât de bine. Uh, s-ar putea tinerii să fie încântați de uh, melodii mai, mai, mai tinerești. Cred că trebuie să le îmbinăm cumva. Cred că trebuie să acceptăm uh, diferența formelor și să înțelegem că ajungem la toți oamenii prin ele. Uh, la, asta, la, asta mă, la asta mă gândesc acum. Să Foarte frumos! Uh, Iată-ne, uh, că suntem uh. la finalul discuției noastre. Am discutat despre ceea ce este Biserica, motivele existenței, de ce este Biserica, ce are de făcut Biserica și mai mult cum trebuie să le facă. Uh care sunt metodele prin care să le facă, dar foarte frumos explicația aceasta a funcțiilor și a formelor. Da? Trebuie să fim foarte clari, stimați prieteni, să le diferențiem și să nu ne potignim atunci când cineva face diferit de ceea ce face noi, ci trebuie să fim atenți la funcțiile care a trebuit făcute și făcute de Dumnezeu, nu de ființa umană. Aș mai deci nu... adăuga doar în final ceva, te rog. ceea ce n-am reușit să scriu în, în cercetarea mea în lucrare. Dar mi-aș dori să scriu, să să spun toate lucrurile astea, toată activitatea bisericii, acțiunea bisericii, dacă nu e sub călăuzirea Duhului Sfânt, e doar uh, talent, e doar înțelepciune omenească. Cred că formele ar trebui uh, luate nu de dragul uh, diversității, ci sub călăuzirea Duhului. Cred că dacă nu avem naștere din nou, viață spirituală, Totul e o joacă de abiserică. Deci, fără viața spirituală, fără, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără o seriozitate, aș spune, fără Duhul Sfânt, fără mărturie. Deci, dacă nu avem o mărturie bună, putem să ne străduim să alegem un milion de forme, să încercăm una după alta, obosiți ca, am mai căutat o formă și nu merge, și nu merge. Dacă nu e o mărturie bună, dacă oamenii, când ne știu, nu ne știu de oameni serioși în comunitate putem să inventăm orice, putem să importăm muzica vestică, putem să importăm tot ce vrem noi. Dacă nu e mărturie și nu e Duhul Sfânt la mijloc, n-am făcut nimic. Îmi plăcea ce spunea Leonard Ravenhill, spunea la un moment dat orice formă de evangelizare e bună, dacă este și Duhul Sfânt în ea. Și asta am putea să uh, ducem la toate nivelurile. Orice fel de ajutorare e bună, dacă e Duhul Sfânt în ea. Orice, orice închinare e bună, dacă e Duhul Sfânt, te închini în Duh și în adevăr. Dacă nu, Degeaba facem lucruri exterioare. Ele trebuie împlinite cu toată inima. Cu seriozitate, cu Duhul Sfânt, cu credință. Și cu o mărturie bună în societate. Așa se ne aștepe Dumnezeu. Uh, Zaharie, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiunea aceasta. A fost o binecuvântare pentru mine să dezlușesc împreună cu tine uh, tot ce ține de biserică, învățătura aceasta uh, a eclesiologiei, Cred că sunt multe de discutat. Dacă sunt doar la comentarii și la obiecții de care uh, 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 sunt pe, pe definițiile da. acestea, sunt multe lucruri. Dumnezeu să ne ajute să facem măcar minimul pe care trebuie să-l facem, mm. să le ținem, să le ducem mântuirea până la capăt, să le dăm silința și să rămânem în harul Lui. Că da. până la urmă suntem uh, oameni și fără uh, harul. Spune Dumnezeu, harul nu este de ajuns. Da. Și să nu uităm că înainte de a face, noi suntem ce e biserica, determină ce face biserica. Să ne ancorăm în identitatea în Hristos, să ne ancorăm în, în modul în care Dumnezeu ne-a făcut să fim și ne vede El, în ce scop avem și așa să acționăm. Amin. și binecuvântat. Dimas prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim în seara aceasta pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta, aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă salutăm și vă spunem mult har și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. La revedere!